Să știți, dragi telespectatori, că am fost răsfățat astăzi de ziua mea pentru că am mai primit un dar special de la echipa mea de 10, colegii mei, care știu că îmi plac foarte tare ceasurile. Și ca să nu întârzi, de fapt, asta era... Așa, asta era semnificația cadoului. Celebrul Augustin Matei, cel care a creat un ceas și pentru... Notează asta, Ciucă, Sylvester Stallone. Mi-a făcut un ceas, bă, de ăsta personalizat. Am înțeles că și prietenul plantă. Uite, mă, scrie numele meu aici, Câbă. Uite, Câbă. Exact, Câbă și eu aici. Am înțeles că și prietenul plantă a avut un rol însemnat în alegerea acestui cadou. Dar haideți să vedem materialul despre ce este vorba și încă o dată, nu uitați. Augustin a făcut ceasuri pentru Sylvester Stallone. Salut, salut, Augustin! Salut, plantă sunt! Ce faci? Venit. Mă bucur că ai venit. Vreau să fac cel mai frumos și deosebit cadou prietenul meu, Măruță. Doar tu mă poți ajuta. Foarte frumos. El e pasionat de ceasuri, într-adevăr. E pasionat de ceasuri și cred că va fi cel mai bucuros. Ceasul ăsta trebuie să spună o poveste. Ce a făcut el la început? A lucrat foarte mult timp la radio. Lucrează cu cel mai tare microfonist în viață. Eu. Bun. Wow, ce tare! Microfon. Este la vintage, este metalic și de aici trecem la partea de tehnică. Unde o să am nevoie de ajutorul tău. Muncă fizică. Muncă fizică, cârcă. Exact. Sper că nu ești două mâini stângi. Sunt foarte priceput. Da? Ok. Da. Aici avem o menghină. Strung. Un strung și strung. Facem cadranul, trebuie să-l polișem. Nu așa, mă, planta. De la jumătate în sus. De la jumătate în exterior. Mă rog, eu începeam altfel. De la jumătate în exterior. Eu cred că e destul de lustruit. Ia. Măruță, și prea aproape de mine. Măruță, merită toată munca, ești prietenul meu. 7 ore de când sunt în atelier la Augustin. 7 ore. Să scoți asta de aici. Cu cutterul. Dar ce cu cutterul? Am strâmbat-o. Oh. Ai un ciocan că o îndrept imediat. Păi cum facem ceasuri de lus cu ciocanul? Da, eu. Ai invers? Ai. Planta, hai, dă-s-o mecanismul, stai mecanismul. Helvețian. Măruță, de la Zurich, direct pentru tine. Fii atent. Wow! Ia uite, Măruță. Ăsta va fi ceasul tău, realizat de mine. Mă ajută un pic pe aici, pe acolo și Augustin, dar în mare parte... Sunt un fel de salahol, ca să zic. Exact, da? E ajutorul meu din această seară deja. Hai, uite, pune-ți asta pe degete. Dar ce-s asta? Protecție. Peste ca mânuși chirurgicale? Protecție, ceasurile care le folosesc, astea sunt de foarte bună calitate, le ruleze așa. Câte trebuie să-mi pun? Vreo două, îți mai dau. Câte merit, dă-mi câte merit. Luăm cu penseta această piesă impunătoare pe care o pierd printre degete, mai ales acum că am aceste mânuși care îmi dau siguranță. De mănuși în sfârșit. E foarte greu să porți aceste. Uite în ce hal am mâinile de la... Merită toate aceste ore pe care le-am... în care am muncit atât de mult. Trecem la următoarea etapă. Asamblăm cadran. Măruță e foarte atent la detalii. Ia planta. Taie după care voi împături foarte frumos această scrisoare. Hai să pune și câteva degete. Nu știi niciodată la ce le poți folosi, Măruță. Sunt bune. Știi ce? Mai meriți unul. Sigilăm și cutia? Sigilăm. Mulți ani, Cătălin. Să știi că am pus mult suflet. M-am dăruit pentru această lucrare de artă, de-a dreptul. La mulți ani.
Mulțumesc, bă, plantă, bă, nu știam că tu ai contribuit la realizarea ceasului. Augustin, îți mulțumesc mult de tot. Foarte tare, Augustin, pe cuvânt. Uite, ceasul, deci cu data mea de naștere, cu tot ce trebuie. Iar aici, când nu m-ați crezut, uite-mă, nene, a? Eu sunt eu cu Sylvester Stallone? Cu ceasul? Eu cu Sylvester Stallone sunt, da? Și plantă mi-a scris un mesaj. Ia să vedem ce mesaj mi-a scris plantă. Scrie, să scrie plantă, scrie, scrie, nu scrie. A scris atât de frumos. Ia uite. Chiar uite-te cât de frumos. Caligrafic, ia să vedem. Dragă Măruță, sunt foarte bucuros că am luat parte la realizarea acestui ceas în proporție de 80% plus 10%. Și îmi pare nespus de rău că nu sunt lângă tine într-o zi atât de importantă. Drept recompensă pentru munca pe care am depus-o, am primit o binemeritată vacanță. Bravo, plantă. E prin Italia. Sper că acest ceas să facă minutele să treacă mai repede până când voi fi din nou alături de tine în platou. La mulți ani, plantă. Mă, are, uite, sigiliu, plantă. Mamă, îți mulțumesc mult de tot, plantă. Mulțumesc. La mulți ani, Măruță. Nu sunt lângă tine astăzi, dar am organizat echipa astfel încât să simți cât mai puțin lipsa mea din platou. Sper să te bucuri de cadou la care am muncit 9 ore și să-l porți cu plăcere. La mulți ani, Măruță! La mulți ani! La mulți ani! Prietenul plantă, colegul meu, era cu Alex Piscunov, nu? Bravo, mă, în Sicilia, nu? Bravo, mă, le e greu! Le e greu. Hai că... Ciucă, hai mă să-ți arăt cum e ceasul ăsta.